În județul Hunedoara sunt trei operatori regionali de apă și canal. Unul dintre aceștia, cel mai mic din țară, este SCE Activitatea Goscomorăștie SA, care operează atât în municipiul hunedorean, cât și în comunele Beriu, Orăștioara de Sus, Rapoltul Mare și Turdaș. Obiectul principal de activitate al societății din Orăștie este asigurarea unei ape de bună calitate, dar firma execută și alte lucrări, una dintre acestea chiar foarte complexă, fiind realizată în timp record în comuna Beriu. Executăm chiar și lucrări de investiții. În vara trecută am executat 2 km de canalizare în comuna Beriu, o lucrare care, mă rog, am finalizat-o într-un timp, aș spune eu, destul de scurt, undeva în 3 luni de zile. Lucrurile au mers ok, deci mai executăm și lucrări de genul ăsta. Dar principala noastră preocupare trebuie să fie și este furnizarea în condiții de calitate și siguranță în exploatare a obiectivelor care le avem în păstorire, să zic așa. Deci acolo ne canalizăm principala activitate. Dintre cei trei operatori de apă și canal din județul Hunedoara, SCE Activitatea Goscomorăștie SA are cele mai mici tarife la aceste utilități.